Există o grămadă de clipuri pe TikTok cu Tesla. Unele sunt adevărate, altele sunt false. Iar noi astăzi o să testăm TikTok-uri cu Tesla. Astăzi am selectat câteva TikTok-uri care mi s-au părut interesante și o să le testăm împreună să vedem dacă sunt reale sau fake. O să destrămăm câteva mistere. Înainte să începem, vreau să vă rog, dacă mai aveți alte TikTok-uri pe lângă ce o să vedeți astăzi în clip, să îmi dați tag pe TikTok Andrei Rocu 2DI sau pe Instagram. Trimiteți-mi cât mai multe TikTok-uri ca să le testăm în alte videoclipuri viitoare. O să începem cu primul TikTok, așa că hai să ne uităm. Did you know you can drive a Tesla with a PlayStation 5 controller? Once you're in, just go up here to Bluetooth. Click the button on the PlayStation controller. You'll see it blinking. Come out here, set the controller right there to pair. Once it's paired, it'll stop blinking. And when you click this right here, the car is going to go forward. All right, ready? In 3, 2, 1, go. Look at that. Pretty neat, huh? După cum ați văzut și voi, pare că Tesla se poate controla din control. Am văzut și atâția youtuberi care au făcut treaba asta și pe TikTok sunt o grămadă de clipuri cu treaba asta și răspunsul este da, te poți juca cu controllerul pe Tesla, dar nu poți controla mașina să se miște în față, să se miște în spate. Singurul lucru care poți face cu controllerul este să te joci. Am făcut treaba asta într-un clip anterior, vă las linkul și în descriere dacă vreți să vă uitați. Hopa, pa! Wow! Mamă. Am prezentat în clipul acela ce te poți juca cu controllerul pe Tesla și acolo vedeți mai detaliat tot ce trebuie. Oh, the car knows I'm here. Oh, the car is going to open the door for me. Cool. You just thank you, sir. După cum ați văzut și voi, ușa se deschide când ne apropiem de mașină. Este adevărat sau fals? Răspunsul este da, e adevărat. Dar dacă ne apropiem noi de mașină, mașina este încuiată acum, se vede aici de la oglinzi. După cum vedeți, nu se deschide. Trebuie să fac asta și așa se deschide, dar nu se deschide automat decât la Model X, adică cel mai scump model, acel SUV destul de mare care are și ușile care se deschid, de zici că decolează mașina, decât mașina aceea are ușile care se deschid singure în față. În rest, la Model Y, Model S și Model 3 trebuie să le deschizi ca o ușă normală. Următorul TikTok, că tot suntem la categoria uși. Alright, I wanna see you open the door. You gotta grab it by your thumb. Alright, go ahead, try it out. Legat de TikTok-ul ăsta, eu pot spune că este adevărat, pentru că de fiecare dată când s-au urcat pentru prima dată niște oameni în mașina mea, nu știu cum să deschidă mânerul de la mașina asta. E destul de straniu, adică nu e deloc normal, ceea ce pentru mine mi se pare destul de interesant, dar nu este dificil deloc. Dar o să facem acum un exemplu cu Miruna, cameramanul. Ia spune tu, Miruna, cum deschizi tu ușa la mașina asta? Ia spune tu mie. Păi... Miruna, vă dați seama că ar trebui să... Hai, spune acolo, cum crezi că deschizi? Așa... Și trebuie. Așa. Deci, vedeți, nu e dificil. Hai să descrie, Miruna, cum e cel mai ușor. Ia. Uite. Vezi? Așa e cel mai simplu și nu e deloc inconvenient, după părerea mea. Se închide mașina, bam. Nu mi se pare deloc dificil. Ce-i drept, da, nu este ca o mașină normală. Mi se pare interesantă treaba asta. Următorul TikTok. Check this out. This is live. Look, see? There I am. Every single angle. But this is the coolest part. Back away from the Tesla. Poate TikTok-ul ăsta pare fake, dar nu este fake și este super tare. Este o chestie recent adăugată cu update-ul de Crăciun pe care l-am și prezentat. Practic, acum, pe lângă faptul că ai acel sistem super mișto Sentry, poți să te uiți pe telefon, în timp real, la camerele video ale mașinii. Și o să vă arăt imediat cum funcționează. Deci, suntem la o distanță considerabilă de mașină. Aici avem aplicația, vedeți? 46%. Și ia uite, mă, ne vedem aici. Ia uite-ne pe noi, bam, mă duc în partea asta. Bă, Miruna, și o vedem foarte clar aici cu cameră în timp real. Și oriunde ai fi în lume, poți să vezi în timp real ce vede mașina ta. Iar pe lângă asta, putem să facem șmecheria asta. Dă-te de lângă mașină. Vorbește. Vezi, deci e super mișto, poți să vorbești prin aplicație. Deci, dragilor, eu sunt mașina la Andrei, nu? Și pot să și vorbesc. Nu uite să-ți putu, drag. Vorbește! Hai să trecem la următorul TikTok acum. Tu înțelegi dacă un om are o problemă, zică, și vorbește mașina... Bă, ascultă-mă și pe mine, frate. You hear that? Every part?
Da, eu chiar nu înțeleg cum poate să fie atât de proastă calitatea la mașina aia din TikTok, dar eu sunt destul de sigur că la mașina asta nu e așa. De dragul acestui video să testăm și noi cât de bună este calitatea, dacă scârție practic mașina asta, să vedem după aceea și o să vă zic și ceva după. Deci, o să trebuiască să tragem de treaba asta pentru că am văzut că scârția foarte rău. Eu trag se poate de tare mântele față. Mișcă toată mașina. Uite. Am și mișcăm o toată mașina și nu se nu scârție, nu face ca ăla. Ok. Acum o să vreau să facem un pic, nu ai mai știi ce să fac. Uite. Niște teste așa de. Aici practic așa trebuie să fie sau așa este, normal nu se balancează, cred că așa ar trebui la orice mașină, nu știu. Bă, de scârțit, poți să le ai mai aproape, Miruna, dacă vrei. La treaba asta. No, bă, cum vedeți, deloc nu pleacă de aici. Nu înțeleg cât de proastă era făcută mașina aia sau cât de uzoată este, dar vreau să vă spun că noile mașini de la Tesla și mai ales cele făcute în China sunt foarte bine făcute. Știu că sună ciudat, dar mașina asta e făcută în China și este mai bine făcută decât cele din America, pentru că mașina asta nu are nici acele panel gaps-uri, adică locuri libere între caroserii. Până acum nu am văzut deloc panel gaps la mașina asta, ceea ce e bine. Tesla Model Y in my Tesla. On autopilot, custom order, long range, midnight silver, 19-inch wheels, white interior. Now I just have to enter my payment information and place order. Order confirmed. All while on autopilot. Tipul din clip comanda o Tesla în timp ce conducea pe autostradă. Adică practic se umbla în browser în timp ce conducea. Hai să testăm dacă treaba asta e posibilă. Deci noi acum suntem pe loc. Asta este browserul, practic, după cum vedeți, Google, iar eu o să caut acum, repede, repejor, Instagram. Să vedem dacă ne putem uita pe Instagram în timp ce suntem pe Tesla. Da, vă puteți uita în timp ce sunteți în mașină pe Instagram în browser, dacă nu știați treaba asta, puteți să faceți treaba asta. Și hai să vedem dacă putem să ne uităm la story-uri sau chestii. Dacă intrăm pe un story aici. Uite, și aparent, chiar funcționează. Deci vedeți, funcționează, deci chiar funcționează Instagram-ul pe Tesla. Întrebarea mea este acum, dacă ne punem în mers, se oprește treaba asta? Ia să vedem, ne punem în drive și dăm, opa, se pare că clipul s-a oprit. Deci după cum vedeți, clipul s-a oprit, dar noi încă ne mai putem uita pe Instagram. Ia să vedem dacă ne mai putem uita pe Instagram. Am ieșit de pe story, suntem în mers și noi totuși ne putem uita pe Instagram. În timp ce suntem mers, nu faceți treaba asta acasă, ok? Asta chiar e foarte important, n-am făcut treaba asta niciodată până acum, când mi se pare, nu știu, destul de ciudat să faci treaba asta, dar da, aparent ne putem uita pe Instagram. Deci da, noi aparent ne putem mișca și în același timp să ne uităm la amânțe pe Instagram dacă vrem treaba asta. Destul de interesant, dar nu ne putem uita la clipuri din câte am observat, deci da, este o limită, nu ne putem uita la clipuri, dar ne putem uita la poze sau să dăm scroll pe feed. Dar nu faceți treaba asta, adică chiar o prostie să faci treaba asta, în timp ce conduci să dai scroll pe Facebook. Nu faceți treaba asta, foarte important. Deci se pare că TikTok-ul ăsta este real, deci foarte mișto. Poți să faci treaba asta, dar nu recomand să faci treaba asta și eu sincer n-am făcut treaba asta până acum, că nici nu mi se pare ceva să stai să faci, știi? Îți distrage foarte mult atenția, dar este TikTok-ul adevărat, adică chiar poți să stai pe browser și să te uiți pe Facebook, să te uiți pe cam orice site vrei tu pe aici. Dacă mai vreți partea a doua de TikTok-uri, să testăm TikTok-uri cu Tesla, nu uitați să dați acolo pe butonul de like și să vă abonați, să-mi dați tag pe Instagram în anumite TikTok-uri pe care vreți să le testăm, dacă vreți să testăm anumite TikTok-uri și poate apare în clip. Eu am fost Andrei, vă mulțumesc pentru atenția acordată și ne auzim data viitoare. O, uite, rachetă!